Polițiștii desfășoară activități pentru găsirea unui tânăr în vârstă de 22 de ani din Comuna Dormărunt, județul Călăraș, care a plecat de la domiciliu. În noaptea de 20 spre 21 noiembrie 2019, Marcu Dorin a plecat din localitatea Dormărunt în jurul orei 3 dimineață. La volanul autoturismului, marca Citroen S3 cu numărul de înmatriculare AR77RAL într-o direcție necunoscută, iar de la acea dată nu a mai luat legătura cu membrii familiei și nu a mai putut fi contactat. Semnalmentele băiatului sunt înălțime 1,75 m, greutate 65 de kg, ochi căprui. La data dispariției, acesta era îmbrăcat cu o geacă de fâși de culoare galben, iar în picioare purta pantofi tip sport. Oricine poate oferi detalii cu privire la persoana dispărută, este rugat să apeleze serviciul de urgență 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.